Salutare, sunt doctorul șef de la Spitalul de Urgență și de fiecare dată când trec prin Râmnicu Vâlcea, mă opresc la matinalul vostru pe Antena 3 cu testele pregătite. Nu păstra supărare, aruncă așteptările, păstrează doar zâmbetele, bucuriile, cuvintele bune ale oamenilor pe care ți aduce viața. Până dimineața să vă aduc în minim liniște și pace, iar prezența celor dragi să vă bucure sufletele, dragii mei matinali. Mădălina Mitu pentru dumneavoastră, iar astăzi o să ne bucurăm de prezența unui antrenor de performanță în BJJ, fost competitor și organizator de competiții, care dorește să ducă mai departe arta sportului prin a forma cei mai buni antrenori la rândul lor și sportivi de performanță. Să-i urăm bun venit și să-l cunoaștem mai bine pe antrenorul Cătălin Dumitru. Vlad, bună dimineața cu drag! Bună dimineața, Madalina! Mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag, este o adevărată plăcere, Cătălin, să te avem în această dimineață. Ai venit tocmai de la Pitești să ne trăiești. Cum a fost cu dealul negru? Dealul negru este aglomerat, din păcate se lucrează, dar am ajuns cu bine. Da. E o dimineață frumoasă și ne bucurăm să fim aici și să vorbim de un sport minunat. Brazilian Jiu-Jitsu. Într-adevăr, așa este, Cătălin, o să discutăm imediat despre acest sport și nu numai, despre toată performanța ta și despre tot ce ai realizat în cariera ta de antrenor și nu numai. Ne vei povesti imediat, nu înainte de a le mulțumi și eu celor de la Fashion for You pentru că mi-au asigurat ținuta din această dimineață. Sunt așa albastră, sper cum va fi și cerul de astăzi să fie albastru, fără nori, dar sunt curioasă să vedem cum vom sta astăzi și cu gradele în termometre, nu înainte de a spune că îi găsiți pe www.fashionforyou.ro și pe Instagram și pe Facebook, dar și pe TikTok. Le mulțumesc din suflet. Găsiți o mulțime de accesorii, vestimentații, atât sport cât și casual, cât și elegante, business, pentru toate gusturile, pentru toate doamnele și domnișoarele. Iar acum, dragii mei matinali, sunt tare curioasă să aflăm cum stăm cu gradele în termometre, având în vedere că afară, în momentul când am plecat, erau doar 2 grade, minima dimineții aceasta este și a zilei, dar maxima zilei va fi undeva între 10-11 grade în Râmnicu Vâlcea, dar să aflăm prognoza pentru toate zonele județului nostru, după care, dragii mei matinale, revenim imediat în studio alături de invitatul meu și am să vă povestesc o aventură foarte frumoasă ce am avut parte în acest weekend, o experiență unică, inedită. Imediat după meteo am să vă povestesc ce s-a întâmplat. Cei de la Administrația Națională de Meteorologie ne anunță că la nivelul țării vremea va fi destul de răcoroasă în partea de nord a Moldovei, însă temperaturile vor avea tendința să rămână la valori ridicate în zona de litoral și în Dobrogea. În rest, românii se vor putea bucura de valori termice specifice acestei perioade din an. Județul Vâlcea, temperaturile vor fi următoarele. Buila, Vânturarița, între minus 1 și minus 8 grade Celsius, Masivul Cozia, între minus 5 și 2 grade Celsius, Horezu, între 1 grad și 7 grade Celsius, Brezoi, 1-8 grade Celsius, Voineasa, între minus 1 și 6 grade Celsius, Câineni, între 1 și 8 grade, Băile Govora, între 2 și 8 grade, Olănești, între 0 și 6 grade, Călimănești, între 1 și 8 grade, Drăgășani, între 3 și 8 grade, iar în Râmnicu Vâlcea temperaturile vor fi cuprinse între 2 și 8 grade Celsius. Da, mulțumim din suflet. Am aflat astăzi cu prognoza cum stăm cu gradele în termometre. Gata, se instalează ușor, ușor iarna. Scăpăm de toamnă. Se vede asta în gradele de afară și în faptul că de ceva timp, măi, Laurențiu, bună dimineața, plouă și tu mi-ai cam răcit. Unde ai fost un weekend de mi-ai răcit? Laurențiu Popa de acolo, de la Butoane, a fost o adevărată plăcere, dragii mei matinali, ca în acest weekend să fiu alături de toți colegii mei de la Antena 3 Vâlcea, mă rog, o parte din ei, cei care au putut să fie prezenți.
Și ne-am simțit extraordinar de bine, a fost o experiență inedită. Îi mulțumim frumos colegii noastre Magda Popescu, pentru că de 1 decembrie la emisiunea Analiza Zilei veți urmări o emisiune plină de adrenalină, plină de frumusețile României, zonei Gorj, în zona Polovraj am fost, la Via Ferata, la Baia de Fier, unde am avut parte de o experiență plină de, cum să-i zic mai, Laurențiu, de adrenalină, de forță, de putere, de curaj. Cum e, Cătălin? Ți plac genul acesta de sporturi montane, nu știu cum să zic, extreme? Pentru că a fost ceva extrem să te cațări până acolo și să fii deasupra pământului într-un hamac la nu știu câți metri, vreo 300 de metri dacă nu mă înșel. Și vreau să le mulțumesc din suflet, în special colegei noastre Magda Popescu, pentru această frumoasă experiență pe care am experimentat-o din plin, cu mult curaj. Mi-am dat seama, dragii mei telespectatori, că în sufletul meu și în inima mea, de fapt, sunt o curajoasă, nu sunt atât de fricoasă, pentru că mi-am luat inima în dinți și m-am cățărat și am ajuns într-un hamac la o altitudine destul de mare, dar am făcut față cu brio și cu mult curaj. După cum puteți vedea în aceste imagini, însă cel mai indicat și cel mai frumos o să fie să-i urmăriți emisiunea colegei mele de la Analiza Zilei, Magda Popescu, și veți vedea toată experiența aceasta noastră, cât de tumultoasă a fost, cu frică, dar cu mult curaj. Până la urmă am făcut față cu brio și am reușit să ne înfrângem aceste temeri de înălțime. Da, ai o frică de înălțime, Cătălin? Nu neapărat, dar prefer să fiu cu picioarele pe pământ. A, bună asta! Într-adevăr, așa este. La un moment dat și mie mi-a fost foarte frică. Aveam impresia că dacă se desprinde acel cârlig și o să cad, dacă... La un moment dat am trecut pe un cablu și nu mai știu exact cum se numește, ceva indiana cu... N-am reținut foarte bine cum se numește acel hop, să-l depășim și să-l traversăm ca să putem urca în hamace, însă ne-am descurcat cu toții. Da, a fost o experiență inedită cu bucate tradiționale. Abia aștept să urmăriți și emisiunea colegei mele Magda Popescu, dar și emisiunea mea de 1 decembrie, o ediție specială pentru dumneavoastră. Eu mi-am dorit să aduc în atenția dumneavoastră o parte din instituțiile statului și am fost alături de o parte din oamenii la un nivel mare, la un nivel important, ce au dorit și am dorit să fie alături de mine pentru această zi specială de 1 decembrie, o zi importantă pentru România și pentru toți românii de pretutindeni. Așa că nu ratați aceste două ediții speciale pentru dumneavoastră la Matinalul Fii Antenă și la Analiza Zilei. Aici în hamac, alături de colega mea Alina Nenu de la Știri, de la buletinul de știri, ea este cea care vă prezintă știrile. Da, cam atât despre frumoasa noastră experiență din weekend și ce frumos ne-am distrat. Rămâne să urmăriți aceste două emisiuni frumoase de 1 decembrie. O felicit din suflet pentru această realizare și emisiune frumoasă a colegei mele Magda Popescu. Da, iar acum, dragii mei, vreau să vă spun că la capitolul și la următoarea rubrică, horoscop, sunt curioasă astăzi, știi că sectorul muncii, al sănătății, dar și al modului în care gestionați stresul și oarecum toate aceste trei domenii parcă sunt legate, nu vi se pare? Cu alte cuvinte, cu cât îți vei neglija pe unul dintre acestea, cu atât mai mult celelalte vor avea de suferit. Încearcă să nu faci totul la extrem. Dacă tot am vorbit de sporturi extreme, montane, sunt curioasă, dragii mei, să aflăm ce ne spune ghicitoarea noastră în stele, dar nu înainte de a-l întreba pe invitatul meu din această dimineață, Cătălin Dumitru Vlad, ce zodie este și cum este el ca persoană, cu bune și cu rele, calități, defecte, că nu se poate să ascultăm horoscopul fără a întreba invitatul ce zodie este. Eu sunt geamăn. A, așa ceva! Cu
Cunosc sentimentul. Pe cât? Pe ce dată? 19 iunie. Foarte frumos. Toată familia mea este în iunie. Eu dau startul. 2 iunie. Am și eu în iunie. Unul dintre copii, fiica mea Natalia, este pe 17 iunie. Wow! Foarte frumos! Noi ne sărbăm ziua împreună. Împreună, nu? Tatăl meu este pe 6 iunie. Nu cred! Asta este maxima zilei. Tata este pe 9 iunie. Așa că... Sigur, fiecare zodie are părți bune și părți rele, într-adevăr. Și părți mai puțin bune, să le zic eu. Da, așa este, într-adevăr. Una din calități este, a noastră este faptul că avem un suflet bun, dar suntem răi de gură. Eu asta consider. Și încercăm să facem cât mai multe. Da, și suntem perfecționiști. Și uneori ne risipim în prea multe detalii. Așa este, într-adevăr. Haideți să o ascultăm pe colega mea, Lili Suciu, dragii mei telespectatori, după care revenim în studio alături de invitatul meu, că avem multe de discutat și de dezbătut în materie de sport și de frumusețile acestui domeniu pe care o să ni le prezinte antrenorul Cătălin Dumitru Vlad, venit tocmai de la Pitești, matinalul Fii Antena astăzi pentru dumneavoastră, dragii mei. Berbec. Astăzi, berbecii stau foarte bine în sfera afacerilor, în special în a lua decizii importante la serviciu. Atenție însă la alimentație, pentru că puteți face excese serioase, vă avertizează astrele. Taur. Este o zi în care taurii au o stare de spirit foarte bună, veți fi șarmanți, sociabili și veți da dovadă de diplomație în cadrul unor afaceri. Veți negocia o împăcare prin găsirea unei soluții în urma unui conflict. Gemeni. Acești nativi simt nevoia să petreacă timp alături de persoana iubită sau de cei dragi. Aveți nevoie să vă încărcați bateriile, așa că atmosfera celor mai apropiați va reprezenta cea mai bună modalitate. Rac. Nativii rac au de rezolvat chestiuni pe ultima sută de metri. Nu le amânați, însă țineți cont că trebuie să petreceți timp și cu cei dragi. Leu. Leii se pot îndrăgosti astăzi. Probabilitatea să întâlniți pe cineva care vă atrage în mod special este mai ridicată decât în mod normal. Atenție însă să nu depășiți anumite limite sau să exagerați într-un mod neplăcut, vă avertizează astrele. Fecioară. Familia este sectorul pe care fecioarele se vor axa astăzi. Aveți multe de făcut, dar le veți duce la bun sfârșit pe toate dacă apelați la ordinea și disciplina caracteristică vouă. Balanța. Balanțele excelează la locul de muncă, în relația cu un șef sau un coleg. Chiar și cei mai încăpățânați vă vor asculta și urma în ceea ce faceți. Scorpion. Acești nativi nu pot sta deoparte de cheltuieli. Tot ce trebuie să faceți este să scrieți o listă cu lucrurile necesare, ca să nu exagerați, mai ales dacă trebuie să cumpărați cadouri. Săgetător. Nativii săgetători trebuie să gestioneze totul cu diplomație la locul de muncă astăzi. Dacă vreți să aveți o zi liniștită, trebuie să fiți răbdători, mai ales în zona profesională. Capricorn. Acești nativi se lasă duși de emoții, iar acest lucru poate avea repercusiuni negative. Soluția este să priviți situațiile dintr-o perspectivă obiectivă și să vă concentrați mai mult pe gândurile bune. Vărsător. Iubirea le face o vizită vărsătorilor. Indiferent de ce auziți, bazați-vă pe instinct și spuneți ceea ce simțiți. S-ar putea să existe o persoană care simte același lucru pentru voi. Pești. Astăzi peștilor le merge la fel de bine în dragoste, în special în raport cu o persoană de peste hotare pe care abia ați cunoscut-o. Lili Suciu, mulțumim din suflet pentru ce ne-ai prezentat astăzi în materie de zodiac. Sper din suflet că toți sunteți bine cu toții. Vă așteptăm mesajele dumneavoastră pe pagina noastră de Facebook Antena 3 Vâlcea. De asemenea, dacă sunteți amabili, amabile, să dați o distribuire, fie pe contul dumneavoastră personal, fie pe un grup, v-aș fi tare recunoscătoare. Și să nu uitați atunci când ne întâlnim, indiferent, fie pe stradă, fie într-un supermarket, m-aș bucura tare mult să intrați în discuții cu mine, să intrăm în vorbă și să facem, de ce nu, o fotografie împreună. M-aș bucura tare mult și aș fi tare fericită. Bun, în această dimineață vă spuneam la început de ediție matinală, pentru cei care ați deschis televizoarele puțin mai târziu, alături de noi este antrenorul Cătălin Dumitru Vlad, venit tocmai de la Pitești. Cătălin, haide să începem cu începuturile tale. Când și cum a început cariera ta în acest domeniu? Domeniul
sporturile despre care discutăm, Brazilian Jiu-Jitsu este relativ nou în România. Da. Apropierile mele de sportul de contact sau de ceea ce înseamnă, în primul rând, conflict la nivel de copilărie. Așa este. Au fost legate de diverse înfruntări, diverse probleme pe care atunci le aveau copiii, acum le au din ce în ce mai puțin. Eu am crescut o perioadă, am făcut școala primară la sat, la bunicii mei. Condițiile nu erau foarte bune în oraș, adică probabil că mulți știu despre vestitele întreruperi de curent, de apă și așa mai departe. Iar conflictele cu ceilalți copii se rezolvau prin tradiționala trântă. Trebuie să menționez că sportul despre care vorbesc este un sport care nu are lovituri de pumn sau de picior. Ok. Deci și doar de prize, proiectări și 95% luptă la sol. Ulterior am venit în oraș, am început școala în Pitești, pentru că eu sunt născut, da, sunt argeșan, deși am trăit o lungă perioadă, sunt un pic, din punctul ăsta de vedere, am fost un pic, știu eu, călător, adică am trăit o bună parte și în Ardeal, în Sibiu, am trăit mult și în București, nu am avut un, să zic așa, un loc stabil pentru totdeauna. Dar rădăcinile mele, și eu mă consider argeșan, de asta într-un fel sau altul m-am și întors acasă. Revenind la ce spuneam, la fel, conflictele din perioada în care am făcut școala generală la Pitești s-au rezolvat tot prin tradiționala trântă. Am avut un scurt intermezzo cu judo, da, pentru că veneau în școala generală, se întâmplau vestitele selecții, antrenori de la judo, de la lupte, de la diverse sporturi, veneau să selecționeze copii. Iar profesorul de sport, căruia îi făceam destul de multe probleme, pentru că efectiv ne băteam pe diverse lucruri, eu învățam destul de bine, dar eram foarte rebel. M-a recomandat să merg la unul dintre sporturile respective, lupte sau judo. Mai că ulterior mama a considerat că aș fi devenit, nu știu, un bătăuș. Pică, probabil, și m-a direcționat foarte tare către carte. Din perspectiva asta, și ulterior am reușit la liceu militar. Am făcut liceu militar la Braza, e o mândrie pentru mine, este și a fost un liceu de elită. Acolo sportul era la ordinea zilei, am avut, cum era perioada respectivă, intersectări cu karate. Ulterior, în școala militară, am făcut o parte din școala militară, am făcut cu un instructor, el făcea, preda un fel de judo fără kimono, da? Fără, nici măcar cu uniformă militară, făcea la bustul gol, nu mai știu cum se numește, noi îi spuneam indianul, dar avea o statură exact ca în filmele cu Vinetul. Așa. În facultate am avut, în Sibiu, am avut de ales între kickboxing și karate kyokushin. Okay. M-am îndreptat către karate kyokushin și am cunoscut un profesor, de fapt primul meu profesor, să zic așa, adevărat, în ceea ce înseamnă artă marțială, sport de contact. Haris Valman este profesor și acum în Oradea, este un tip absolut deosebit și eu îi urmăresc și urmez și acum principiile de predare, chiar dacă sigur predau un alt sport care, așa cum spuneam, nu implică
lovituri nici de pumn, nici de picior. Am trecut prin mai multe, până m-am oprit la BJJ. BJJ-ul l-am început în 2006. Am trecut și prin Ashihara, kickboxing, Sandow Shu. Am făcut puțin box, mie boxul îmi place foarte mult. Care este sportul care te reprezintă? Ce domeniu din... Brazilian Jiu-Jitsu. Deci, din punctul meu de vedere, pentru că este un sport în care te poți adapta și caracteristica mea principală o reprezintă ceea ce spuneam, adaptare. Te disciplinează acest sport? De la un băiat rebel te face să fii mai, nu știu, nu mai liniștit și mai cerebral și mai cumpătat în a te bate, eu știu, pe stradă cu colegii? Învață să te adaptezi. Asta spuneam, okay. Și să supraviețuiești. Te învață să privești. Părerea mea că BJJ-ul este un sport care reprezintă foarte bine viața de zi cu zi. Okay. Ceea ce se întâmplă cu noi, cu provocările vieții, cu bucurii, cu lucruri mai puțin plăcute și ne învață o lecție, uneori ne învață și lecția umilinței, da? Pe care, dacă o transferăm în viața de zi cu zi, o vedem în ceea ce se spune despre smerenie, despre lucrurile care... trebuie să le vezi așa cum sunt, cum ți le dă viața și să le accepti. Foarte frumos. Este un drum greu acest domeniu de a fi antrenor și... Până la urmă, menirea asta de a fi antrenor, la un moment dat, ori o cauți, ori te găsește ea pe tine. Ce frumos! Deci, cred că cel mai important lucru pentru mine nu sunt neapărat, știu eu, că pot să câștige anumite trofee, știu eu, să ai anumite gradații, să dobândești anumite recunoașteri, ci să formezi, să educi oameni și să lași mai departe o moștenire, pentru că ei, la rândul lor, vor educa alți oameni și... Amintirea ceea ce ai făcut tu se va transmite mai departe și va rămâne acolo. Va rămâne o memorie a celor care vin după tine. Este o responsabilitate mare și o presiune asupra ta, știind că datorită ție vei forma viitoare generații sau viitor sportiv de performanță, viitori antrenori. Este o responsabilitate mare, Cătălin, pentru tine asta? Categoric este. Categoric este, pentru că în primul rând trebuie să formezi oameni. Exact. Și în al doilea rând să formezi, știu eu, sportivi sau antrenori. Și atunci, din punctul meu de vedere, în Brazilian Jiu-Jitsu, lucrurile încep cu un proces de educație și autoeducație. După care vorbim de strategii, tactici, tehnici sportive. Este vorba, în primul rând, de educație. Pe tine cine te-a inspirat pentru acest domeniu, Cătălin? Am spus, profesorul, inspirația mi-am luat-o de la primul meu profesor. Am spus adevărat, primul meu profesor constant și stabil, pentru mine Harris este, să spun așa, universal. Ulterior am întâlnit antrenori buni și foarte buni. Okay. Ca și antrenorul cu care am început să practic Brazilian Jiu-Jitsu. Ulterior am început să merg la seminarii, să cunosc oameni, pentru că atunci folosesc eu un clișeu, pe vremea mea. Este, da, este un clișeu pe care nu am ce face și trebuie să-l folosesc. La începuturile formării mele, în primul rând, ca și om care înțelege ce înseamnă Brazilian Jiu-Jitsu, trebuia să călătoresc foarte mult, să merg la seminarii, să cunosc oameni, chiar și, și la competiții. Competițiile erau eminamente internațională. De fapt, în zona noastră exista doar un Open al Ungariei, la care mergeam
Nu știu cine mai face și nu mai face nimeni chestia asta, să meargă 10-11 ore cu trenul noaptea și dimineața să competiționeze, după care să plece înapoi cu trenul. Noi o făceam și au fost niște începuturi foarte frumoase, deosebite. Au fost lucruri extraordinare care s-au întâmplat între cei care au avut începuturile acestui sport în România. Sigur că ulterior viața și-a făcut treaba și fiecare și-a făcut sau și-a consolidat echipa proprie. Lucrurile s-au dus și spre zona comercială, spre zona de putere, că și asta este o caracteristică a omului care, din punctul meu de vedere, e foarte nocivă. Ne poți spune câteva performanțe din această nișă a ta? Eu prefer să spun următorul lucru. E foarte important ce performanțe ai cu elevii tăi. Okay. Personal, am vrut să lupt, am vrut să am experiențe, am vrut, indiferent care ar fi fost acela, pentru că e foarte important să ai și victorii și înfrângeri, depinde și cum sunt ele, trebuie să te bucuri la ambele. La victorie, pentru că ai competiționat bine, ai avut un plan pe care l-ai respectat, și la înfrângere trebuie să te bucuri orică ai întâlnit un adversar valoros care te-a învățat ceva, orică îți dai seama că ai făcut o greșeală din care înveți și tragi concluziile necesare și atunci aprofundezi acest proces de învățare. Pentru mine procesul de învățare este foarte important. În fiecare zi încerc să învăț câte ceva de la orice om cu care intru într-o anumită relație. Știm că ești organizator de competiții. Este dificil să organizezi o gală? De ce ai nevoie ca să poți să reușești? În general, în sportul nostru se fac competiții de masă, în sensul că se fac competiții pentru de la începând cu 4 ani, da? Începând cu vârsta de 4 ani, până la vârste, asta e o caracteristică a BJJ-ului, pot să concureze și oameni care, știu eu, sunt la vârsta a treia, dar regulamentul și sportul le permite să se bucure de acel sentiment de a te afla pe salteaua de concurs. Sportul nostru se dezvoltă eminamente din inițiative private. Și cred că se poate dezvolta foarte bine pe principiile respective. Sigur că trebuie să investești, trebuie să ai sponsori, trebuie să ai o strategie de punere în ramă a competiției respective. Și din punctul ăsta de vedere, eu militez și am militat totdeauna pentru recunoașterea sportului, care este un sport de notorietate în lume și în țara noastră. De ce? Pentru că trebuie să fie un sport de masă, trebuie să fie un sport de care au auzit oamenii care vor să investească și care vor să sprijine sportul în general și în particular sportul nostru, pentru că de foarte multe ori aud chestiunea asta când discut cu oameni care vor să ajute. Sportul vostru e ceva karate sau așa mai departe, pentru că e acea impresie dată de kimono, vechea concepție dinainte de revoluție, cu dinainte de anii 90. De filmele care se produceau și care erau vizionate atunci. Și publicul larg are impresia asta. Și atunci, dacă și recunoașterea se va întâmpla mai devreme sau mai târziu, sunt foarte încrezător. Nu este foarte multă unitate în sportul nostru. N-am înțeles chestiunea asta și nu înțeleg de ce. Sunt mulți oameni care, și sunt oameni interesați care vor să pună mâna pe acest sport,
pentru că place, pentru că atrage masele și pentru că dacă la începuturile noastre eram un pic blamați și erau spirite de glumă pentru faptul că luptam foarte mult la sol, acum s-au trezit unii care spun că sportul de fapt ar face parte dintr-o, știu eu, biserică mai mare pe care o patronează dânsii și este o anexă așa sportului respectiv. Nici vorbă. Deci la nivel internațional sportul are o notorietate extremă și are o grămadă de diferențe față de orice alt sport de contact. Din punctul meu de vedere, Cătălin, indiferent de sportul pe care îl practicăm sau fiecare îl apreciază, important este să facem sport. Și uite, am primit un mesaj de la un telespectator foarte fidel emisiunii noastre, Adrian Monafo. Având în vedere că a început campionatul mondial de fotbal din Qatar, invitatului îi place fotbalul? Are o națională favorită? Eu susțin naționala Braziliei din lume și Germania din Europa, pentru că, din păcate, România nu s-a mai calificat de 24 de ani la turneele finale ale campionatului mondial. O informație prețioasă, este un fan al sportului în ceea ce privește Adrian Monafu și îl felicit pentru toate informațiile pe care mi le oferă de fiecare dată. Acum să-i răspundem. Deci da, ai vreo sigur națională favorită? Am să precizez următoarele lucruri. Eu am crescut cu emisiunea radiofonică Fotbal Minut cu Minut. Ok. Era o emisiune genială. Am crescut într-o perioadă în care sportul era un fenomen extrem de popular și sportul de masă, indiferent ce sport făceam. Fotbalul în Pitești era la rang de cinste, era foarte greu să ajungi să joci la Arii Pitești sau la grupa de juniori a echipei FC Argeș. Îmi place foarte tare fotbalul. Și ca nivel de... pentru că îmi plac sporturile în general, dar fotbalul în mod particular, urmăresc strategii, urmăresc lucruri de mentalitate sportivă pe care le imprimă antrenorii și le pun în practică anumiți sportivi. Prefer, nu neapărat pentru că sportul de care vorbim în această emisiune s-a dezvoltat în Brazilia, ci pentru că îmi plac brazilienii, am fost în Brazilia. Da? Da, am fost în Brazilia. Eu țin mereu la mondială cu Brazilia. La europeană oscilez. Să spun așa, ca țară europeană, sunt atras un pic de Olanda. Olanda, okay. Am o preferință specială datorită faptului că am admirat și admir foarte mult munca a antrenorului și sportivului, pentru că a fost un fotbalist foarte mare, Johan Cruyff. Wow, super! Vreau să ne spui, Cătălin, pe lângă toate acestea, tu formezi antrenorii. De ce au nevoie cei care își doresc, nu știu, să profeseze în acest domeniu ca să reușeze? Ca să reușească, de ce au nevoie? Au nevoie de răbdare. Răbdare. Care nu mai există. Ok. Nu mai există în multe domenii. De răbdare, de simțul măsurii. Pentru că spunem un elev, sau nu un elev, un coleg mai mic, sau cineva care vine la sală pentru primele dăți și îți spune de două ori maestre. Îți mai spune, nu știu, cineva pe la o competiție maestre și deja maestru se urcă pe niște culmi și nu mai dai jos de acolo. Eu nu prefer să-mi spună cineva, nici măcar nu știu, domnule antrenor sau maestră sau la un moment dat am acceptat, nu, sensei este de surginte japoneză, nu avem de-a face cu lucrurile respective. Karate. Nu, exact, ne ducem iar spre karate și nu ne interesează chestiunea asta. Brazilienii spun celui care predă, celui care îndrumă oameni, profesor.
Ok. Bun. Am acceptat lucrul ăsta și pentru că am predat în altă profesie, pentru că sunt pe drumul respectiv, îl vei parcurge toată viața. Nu consider că, așa cum spuneam, fiecare zi e o zi de învățat și de antrenament. Învăț de la fiecare cu care, la fiecare om cu care intru în contact, de exemplu, așa în particular, construiesc o casă în la Minac, în Argeș, și am cunoscut un om genial cu care lucrez, e un meseriaș și are și un nume foarte frumos, Zenoviu. Așa este, are un nume biblic, așa. E genial și am învățat de la el să am mai multă răbdare, mai mult calm, da? Deci foarte în fiecare zi înveți câte ceva. Deci răbdare trebuie. Da, trebuie răbdare. Ultima întrebare. Care a fost cea mai tare experiență pe care ai avut-o în viața ta, Cătălin? Și care te-a marcat într-un sens pozitiv? Cele mai tare experiențe au fost nașterea copiilor mei. Ah, ce frumos! 4 la număr, nu? Sunt 5. 5. 5 copii. Da, nașterea copiilor mei, cred că nașterile sunt cele mai frumoase experiențe. Nimic altceva de pe lumea asta, nu știu, orice trofee, orice realizări nu se compară cu... Îți vor călca pe urme sau? Nu știu chestiunea asta, cu siguranță îi voi duce pe toții la sală, deja unul dintre copii participă în competiții și chiar mă ajută în procesul de predare. Nu știu dacă vor ajunge la un nivel de performanță în acest sport, dar eu îmi doresc să și vor practica pentru ei, pentru formarea lor în viață. Indiferent însă ce ar face, mi-aș dori să fie campioni în ceea ce vor urma în drumul lor în viață. Foarte frumos. Chiar frumos. Asta trebuie să facă toți părinții, Cătălin. Și mai cu seamă să-i susțină. Planuri de viitor? Planurile mele de viitor, așa cum spuneam, pentru sportul ăsta, este că fără doar și poate și fără a da înapoi niciun pas, voi continua pe drumul de recunoaștere a sportului și asta se va întâmpla mai devreme sau mai târziu. Mi-aș dori la un moment dat ca mare parte a comunității noastre care practică sportul ăsta să fie mult mai unită și să-și dorească recunoașterea independentă. Pentru că n-am să înțeleg niciodată de ce oameni care au muncit, au făcut sacrificii de suflet, de sânge, de bani pentru sportul ăsta, ca să ajungă la un nivel în sportul ăsta, se duc să plece capul la cineva care pe timpuri i-a blamat. Și atunci, dar la noi se întâmplă, avem o caracteristică balcanică, noi spunem că nu facem politică nimic. E același lucru ca și atunci când arătăm nemulțumirea pentru ce se întâmplă în țară, dar nu ne ducem la vot. Am înțeles. Cătălin, uite, am primit câteva mesaje în această dimineață de la telespectatorii noștri. Doamna Mariana Macarin, vă mulțumesc din suflet, mi-a trimis în privat, ca de fiecare dată, pentru că nu aveți Facebook, și mi-a trimis pe numărul de telefon pe care Vali, colegul meu, vi l-a dat. Mădălina, ești o frumoasă, ne faci diminețile frumoase și pline de bucurii și țină tot așa. Mai departe am primit un alt mesaj de la Lucian Cărămid, de neața bună și o zi frumoasă. Gorgo și Eugen, bună dimineața. Daniel Țârlea, bună dimineața, Mădălina, o zi frumoasă, mult succes. Doamna Terezia Maria Banac, neața, o zi bună, numai bine. Adrian Monafu, neața, o zi minunată. Salutare, Mădălina, îl salut pe distinsul invitat, mult succes și baftă în tot ceea ce face. Domnul Constantin Marinoiu, bună dimineața, Mădălina, vă urmăresc cu drag în fiecare dimineață, vă mulțumim din suflet. Maria Mitu, bună dimineața, salutări invitatului, vă îmbrățișez cu mult drag. Marinela Negricea, bună dimineața. Claudiu Sândulescu ne trimite un buchet de flori. Alex Popa, bună dimineața, stă superb, Mădălina.
De la Adrian Monafu a spus că încă mai este la radio emisiunea Fotbal Minut cu Minut și eu sunt mare fan. Mulțumesc invitatului pentru răspunsuri și mă bucur că este fan ca și mine al Naționalei Brazilia. Eu susțin România din echipa Dinamo, dar am ajuns din păcate în Liga a doua, iar FC Argeș a fost o echipă mare și este și acum în Liga 1. Vă mulțumesc, dragii mei telespectatori, că ne urmăriți în fiecare dimineață. Eu, Mădălina Mitu, mă înclin în fața dumneavoastră, iar acum de final, Laurențiu, te rog frumos, îl salutăm și pe Miță și vreau să-l invit pe Cătălin lângă mine. Dacă îmi dai voie, Cătălin, aici avem citatul motivațional. Extragem tu un bilețel, dacă vrei îl citesc eu, dar tu trebuie să mi-l extragi. Bun, ok. Ia să vedem ce ți aduce ție în această dimineață karma matinalului, mai Cătălin. Dacă tu crezi că ești prea mic să faci o diferență, încearcă să dormi în cameră cu un țânțar. Ce frumos, ce exact, citat! Exact despre ce vorbeam, despre răbdare, da. Despre tact și vreau să spun că e greu să ajungi, să ajungi un antrenor, e greu să ajungi un antrenor bun. Ai nevoie de oameni care să fie alături de lângă tine. Și să aibă aceeași viziune. Da, eu am niște prieteni foarte buni care m-au susținut în drumul, aș vrea să-i menționez. Sigur. E vorba de Roberto Nedea, de Marius Cogan, de Octavian Budică, de domnul președinte al Federației Române de Kempo, Amato Zaharia, de George Mureșanu, foarte bun prieten în judo, de mulți alții pe care i-am întâlnit în drumul sport. Meu în viață și în sport și care au fost alături de mine și care cred că unii dintre ei, și dacă i-a sunat undeva târziu noapte, v-ar veni să te ajute. Ar răspunde, da, sigur că da. Cătălin, dă-mi voie să strâng mâna, îți mulțumesc din sufletul de prezentă. Mulțumesc și vreau să-ți lansez o provocare, să mă inviți la prima ta competiție din momentul acesta, următoare, adică. Vor fi anul viitor, intenționăm să facem și pentru copii și pentru adulți, pentru că noi avem competiții pe care trebuie să le facem în procesul de recunoaștere, este un proces legal și trebuie să demonstrăm ceea ce înseamnă acest sport și regulamentul pe care se desfășoară. Superb! Îți doresc mult succes. Mulțumesc. Și să ne revedem. Mulțumesc din nou cu bine. Dragii mei matinale, aceasta a fost ediția noastră de astăzi. Eu, Mădălina Mitu, mă înclin în fața dumneavoastră ca de fiecare dată. În fiecare dimineață la matinalul Fii Antenă vă dau întâlnire cu începere de la ora 7:15. O zi minunată. Ne vedem și mâine dimineață, clar, fără doar și poate. La revedere, vă pupăm, vă îmbrățișăm. La revedere, zi frumoasă!